Am marea onoare și bucurie să am alături de mine prin telefon în acest moment un invitat cu totul deosebit. Este vorba de domnul Ciprian Olinici, consilier patriarhal și directorul general al postului de Radio Trinitas. Domnia sa este alături de noi pentru un motiv foarte important, zic eu, pentru Patriarhia Română, și anume Radio Trinitas împlinește astăzi 15 ani de emisie neîntreruptă. Doamne ajută, bine ați revenit la Radio Dobrogea, domnule Ciprian Olinici. Sărmâna, mulțumesc mult pentru această invitație, părinte, și deși noi vorbim foarte des în afara emisiei, ne consultăm pe anumite probleme de actualitate religioasă, radiofonică, e prima dată când suntem în legătură în acest câmp audiovizual, în câmpul radioului. Mulți ne vedeau separați, dar iată că astăzi confirmăm până la urmă faptul că suntem solidari în această misiune a Bisericii, Radioul Trinitas și Radioul Dobrogea. Da, știți cum este, ochiul curat le vede pe toate curat, ochiul rău le vede pe toate rău, și v-am invitat la Radio Dobrogea tocmai ca să vorbim de Radio Trinitas, mai ales pentru un alt motiv de bucurie pentru noi constanțenii, cred, vom fi binecuvântați și cu prezența radiofonică a radioului Trinitas în județul Constanța. Știm că pregătiți încercări tare dacă v-am furat surpriza, dar tocmai pentru faptul că nu suntem concurenți, cum ne văd, așa cum spuneați dumneavoastră, unii, ci pentru faptul că suntem conslujitori pentru credincioșii noștri. Conslujitori pentru că radioul Trinitas are un specific național, însă de multe ori ascultătorul se regăsește mai bine într-un specific local, așa cum Radio Dobrogea încearcă să facă în spațiul constanțean, în spațiul dobrogean. Fiecare provincie a țării noastre, fiecare loc are specificul său și câteodată empatizez mai mult, radioul fiind și un mijloc de suflet, un mijloc de comunicare afectiv, empatizez mai mult cu cei de în casa ta, cu cei care îți vorbesc din același loc cu tine sau vorbesc aceeași limbă afectivă cu tine. Adevărat. Ați spus că Radio Trinitas este un radio cu specific național, el este la ora actuală recepționat în mare parte, o să discutăm în mare parte din teritoriul României, aproape 90%. Cum a început Radio Trinitas? Cred că asta ar dori pentru început să audă ascultătorii și privitorii noștri. Cum a fost începutul Radio Trinitas? Începuturile radioului merg către anul 1996, atunci vine ideea. Actualul patriarh al României, pe atunci metropolit al Moldovei și Bucovinei, a dispus ca Mitropolia Moldovei și Bucovinei să participe la concursul CNA din iunie 1996. Era prima unitate de cult care dorea să obțină o licență audiovizuală. Și atunci s-a făcut o derogare de la Ministerul Justiției pentru ca o unitate de cult, pentru că până atunci candidau doar societăți comerciale, ca unitate de cult să poată obține o licență de emisie. Obține licența Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru frecvența 92,7 MHz, locație municipiul Iași, în 1996, după care urmează până în aprilie 17 anului 1998, 2 ani în care Biserica Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Iașilor, trebuia să formeze o echipă, să construiască o grilă de programe, trebuia să vadă cu ce se începe în acest demers radiofonic. Nu era foarte ușor să faci pionerat, știți foarte bine, este întotdeauna un lucru dificil și nu totdeauna îți reușește. Apoi biserica venea și după o pauză destul de însemnat în regimul comunist, când n-a avut acces la aceste mijloace de comunicare în masă. Ei, 2 ani de zile, cu ajutorul unor profesioniști de la radioul Iași, pe de altă parte cu ajutorul unor tineri entuziaști de la Facultatea de Teologie, de la Institutul Cultural Misionar Trinitas, se pun bazele în turnul mănăstirii Golia de la Iași, studioului de emisie, a studioului de producție și a redacției. O redacție destul de complexă atunci, în 1998, erau
în jur de 70-80 de persoane care încercau să contureze ideea unui radio generalist. Aș spune că de la început identitatea radioului Trinitas a îmbinat predicarea, propovăduirea, transmiterea credinței cu prezentarea vieții sociale, a vieții culturale, economice, a vieții sociale cu toate aspectele ei, de altfel. Pe 17 aprilie 1998 începe radioul să emită la ora 19, era vinerea patimilor și prima slujbă, prima emisie, de fapt, a radioului a fost transmisia în direct de la Catedrala Metropolitană din Iași a slujbei Denia Prohodului Domnului. A fost o transmisiune liturgică, până la urmă un fel de pregătire pentru sărbătoarea Învierii. S-a optat pentru Denia Prohodului Domnului pentru că vreau să fim siguri că Paștele, Învierea Domnului din anul respectiv, va fi transmisă în direct. Însă, până la urmă, a fost și o transmisiune profetică, pentru că una dintre slujbele cele mai prezente de înviere, tocmai Prohodul Domnului, cu binecuvântările învierii, cu speranța permanentă că Hristos va învia. Așa au fost începuturile, cu entuziasm și cu teamă, cu o reținere, nu știam ce va fi, pe de altă parte cu dorința de a ieși în acest eter care nu poate fi uitat niciodată. Cel care a lucrat în radio, care a văzut lampa roșie aprinsă, nu uită acest moment niciodată. Da, este într-adevăr, slujirea asta mediatică trebuie să te cheme cumva, să găsească în tine ceva, să te lipești de ea, e ca un fel de pasiune, pleacă dintr-o pasiune și apoi, sigur, trebuie desăvârșită. Eu văd aici în profetismul acesta al faptului că Radio Trinita s-a început emisia cu slujba Prohodului Domnului, e și un fel de profeție în societate, pentru că Radio Trinitas, poate o să apucăm să discutăm, Radio Trinitas vine și pătimește și el în societatea actuală, transmițând un mesaj nu tocmai conform cu idealurile seculare, secularizante ale societății. Dar până să ajungem acolo, aș dori să ne explicați cum a ajuns Radio Trinitas un radio național, cum s-a extins, care au fost principalele, pe scurt așa, principalele etape. Le voi prezenta foarte pe scurt, pentru că n-aș vrea să ocupăm timpul cu aceste date, le se găsesc și pe site-ul nostru, însă aș menționa faptul că în 1998 începem cu o frecvență și rămânem cu această frecvență de Iași până în anul 2004. În anul 2004 începe extinderea la nivel regional și apoi la nivel național a radioului, un proces care a durat în toți anii următori, însă de ce 2004? Pentru că atunci se împlineau 500 de ani de la trecerea în veșnicie a Sfântului Voivod Ștefan cel Mare al Moldovei. Era anul ștefanian. Radioul Trinitas a fost foarte implicat în mediatizarea acestui eveniment, însă s-a constatat faptul că, deși difuzează foarte multe date, informații documentare despre perioada ștefaniană, despre ctitoriile ștefaniene, nu se aude decât în Iași această undă a Trinitasului. Și atunci Părintele Patriarh a insistat să participăm la un concurs CNA care a avut loc în luna iunie anului 2004, unde am luat primele 9 frecvențe după cea de la Iași. Și aceea a fost o etapă foarte importantă, după care tot în acea vară am și cumpărat câteva frecvențe, una pe Putna, una la Târgu Neamț, tocmai pentru a acoperi zonele unde existau urme istorice ale prezenței voievodului Ștefan cel Mare al Moldovei. Și atunci, sub ocrotirea Sfântului Ștefan, radioul Trinitas a devenit un radio prezent în aproape toată Moldova. Mersul firesc a fost către Muntenia, către Transilvania. În anul 2005 s-a întâmplat lucrul acesta. Am obținut acea frecvență de mare putere de pe vârful Coștila din masivul Bucegi, 95,3, care ne-a dat posibilitatea să fim auziți atât în capitala țării, cât în mare parte din câmpia română,
desigur, sub Carpați și chiar trecem către Bulgaria, Grecia. Acestea au fost, să spunem, etapele principale. Următoarea etapă, care e legată și de extindere, dar și de o altă identitate a radioului Trinitas, este anul 2007, când Părintele Patriarh este întronizat pe 30 septembrie și în programul pe care l-a prezentat atunci era și o rețea radiofonică la nivel național, o rețea radiofonică a Patriarhiei Române. Iar din 27 octombrie 2007, Radioul Trinitas devine parte componentă a Centrului de Presă Bazilica Patriarhiei Române, desigur păstrându-și identitatea, păstrându-și duhul acela din 1998. Schimbarea nu s-a resimțit pe post, nu s-a resimțit în programele noastre. A fost mai mult o schimbare de locație decât o schimbare de identitate. Acum, dacă vorbim de Radio Trinitas ca un radio național, ce oferă el ascultătorilor? Ce conține practic grila dumneavoastră de programe? Aș începe cu emisiunile cele mai fidele, care sunt din 1998 până astăzi și care cred că vor rămâne permanent. Transmisiunea zilnică a liturghiei și vecerniei. Încă de la început, radioul Trinitas a dorit să fie un radio liturgic în momentele acestea ale zilei. Am creat o puternică prioritate în transmiterea Sfintelor Slujbe. De altfel, am constatat și în sondajele pe care le-am făcut în Moldova, cât și pe accesările pe care le avem pe pagina de internet, emisia, streaming-ul radioului, am văzut că sunt foarte multe accesări pe Sfânta Liturghie. Pe de altă parte, încă de la început, radioul Trinitas a abordat teme de teologie și aici este un alt segment foarte important care ține de cei 15 ani de radio, fac o paranteză, și anume încă din 1998 s-a încercat definirea unui limbaj specific radioului. Nu putem să ducem teologia de catedră, teologia din cărți, în câmpul audiovizual, pentru că atunci ascultătorul sau telespectatorul nu ar mai fi atașat sau nu ar mai ascultat de profund ceea ce se transmite. Din acest motiv am încercat în acești 15 ani să conturăm un limbaj specific, un limbaj al credinței specific științelor comunicării. Dar pe lângă teologie, pe lângă credință, pe lângă slujire, Radioul Trinitas a avut încă de la început două departamente care s-au păstrat și astăzi sub diverse denumiri, aș da denumirea de la început, credință și cultură, creație, educație și învățământ. Așadar, am fost foarte interesați de viața socială, de preocupările contemporane, de tot ceea ce intră în contact cu omul ca trăitor al cetății, al vieții cetății, dar și de partea științifică și culturală, care este mai puțin abordată de către radiouri. Nu mă refer aici la radioul public care are o altă identitate și care face notă discordantă, să spunem, din câmpul audiovizual. Însă doar 25 spre 30% din emisiunile noastre sunt emisiuni religioase. Restul sunt emisiuni culturale, educaționale, muzicale și, sigur, sociale. Aici, în social, încercăm să evităm partea politică, însă nu ne ferim să difuzăm știri din hotărârile guvernului, parlamentului, știri care îi privesc pe oameni. Cred că acesta este criteriul cel mai important în selectarea știrilor, utilitatea acelei știri, relevanța ei. Astăzi se merge pe altfel de știri care șochează sau care trezesc anumite instincte. Ei, noi mergem pe știrile care privesc pe om în devenirea lui istorică și socială.
Așadar, cumva Radio Trinitas are, să zicem așa, o deviză aproape de om, aproape de sufletul omului. De altfel, acesta este și logo-ul, sloganul sub care vă desfășurați activitatea. Radio Trinitas, un radio pentru sufletul dumneavoastră. Ascultătorii erau obișnuiți să vină la dialog și deja au început să ne trimeată mesaje de felicitare, de la mulți ani, vă urează cele bune, viață lungă și așteptăm mesaje în continuare pe canalele obișnuite, ei le știu. Acum, pentru că aveți această viziune folositoare omului, aproape de sufletul omului, înțeleg că Radio Trinitas a și fost văzut cu ochii buni de către diverse organisme care au oferit distincții. Sunteți și un radio care aveți distincții importante și v-am rugat să ne prezentați pe cele mai importante dintre ele. O să prezint doar câteva distincții pentru că ele au venit de-a lungul timpului ca o confirmare a muncii depuse de echipele radioului și aș începe cu distincția oferită de Consiliul Național al Audiovizualului în anul 2003. CNA-ul n-a mai avut astfel de premii în ultimii ani, dar în anii respectivi, până în anul 2006, acorda în fiecare an un astfel de premiu și atunci Radioul Trinitas a primit premiul pentru cel mai bun radio regional. Regretatul președinte al CNA-ului, Ralu Filip, a fost cel care a și susținut acest proiect al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pe atunci. De asemenea, avem premii primite de la Primăria Municipiului Iași, premiul Pogor, care e premiul cel mai important al acestei instituții. Avem premii de excelență, diplome de excelență de la Institutul Național de Statistică, avem o diplomă de la Academia Română. De asemenea, avem diplome sau distincții de apostolat mediatic primite de la instituțiile noastre sau de la eparhiile componente ale Patriarhiei Române ca o mulțumire pentru faptul că, așa cum spunea în al preasfințitul arhiepiscop Ioan al Covasnei și Harghitei, într-o catedrală intră 5.000 de oameni maximum, dacă este foarte mare, pe când în catedrala unui radio intră zilnic zeci de mii de oameni. Așa este. Și ne bucurăm pentru aceste distincții, pentru că ele reflectă cumva și valoarea emisiunilor pe care le transmiteți, acest atașament față de oameni, dar și misionarismul extrem de important pe care îl faceți în societatea actuală. Aș dori să vorbim un pic acum raportat la societate. Cum vedeți Radio Trinitas în peisajul radiofonic național, în peisajul mediatic național? Cum vă poziționați? N-aș vorbi numai despre Radio Trinitas, ci aș vorbi despre radio religios în general, pentru că vreau să spun și cred că puteți confirma lucrul acesta, modul de a privi informația religioasă și informația socială a radioului Trinitas este în armonie cu modul de a privi aceste surse de informare specifică atât radioului Dobrogea cât și altor radiouri eparhiale. Cu alte cuvinte, avem același duh, avem același drum și avem aceleași provocări și probleme pe acest drum al nostru. Însă în 17 aprilie 1998, cred că noutatea pe care o aduce această dată e faptul că s-a auzit și altceva. Începea să existe o alternativă în zgomotul din media românească. O alternativă care s-a multiplicat prin Radio Renașterea, radiourile Întregire, Radio Dobrogea, Radio Lumina, radiouri care aduc bucurie, speranță și identitate națională și creștină. Sigur, noi nu suntem în conflict cu alte radiouri sau cu parte a mediei din țara noastră, însă suntem o instituție complementară la tot ceea ce se difuzează în câmpul audiovizual. Este din ce în ce mai puțin prezentă informația religioasă și în la posturile de televiziune sau la posturile de radio, motiv pentru care suntem nevoiți, într-un fel, să suplinim această lipsă. Până la urmă,
continuăm ceea ce s-a început la 1 noiembrie 1928, când radioul public la ora 17 își începea grila de emisie cu rugăciunea Tatăl Nostru rostită de un copil. Și astăzi radioul public începe la ora 5 emisia tot cu această rugăciune. Pe de altă parte, radiourile confesionale ortodoxe din țara noastră se încăpățânează să spună că prin radio, prin aceste mijloace de informare, putem face și educație, putem contribui la formarea omului în deplinătatea lui, formarea intelectuală, formarea civică și formarea religioasă a persoanei umane. Astăzi am participat de curând la niște discuții organizate de Consiliul Național Audiovizualului și toate celelalte canale de media spuneau nu, radioul, televiziunea informează, nu educă. Ei, noi ne încăpățânăm să spunem că facem educație, pentru că până la urmă informația are un rol decisiv în formare și formarea este strâns legată de educație. Așadar, suntem o alternativă pentru cei care mai fug de zgomotul lumii, pentru cei care fug de acest spirit critic foarte prezent în mass media. Noi nu suntem critici nici la adresa lor, nici nu dorim să îi provocăm sau să-i demonizăm cealaltă presă, însă oferim un produs mediatic, un produs jurnalistic pe care îl propunem ascultătorilor noștri cu cele mai bune intenții, cu responsabilitatea mesajului, cu responsabilitatea cuvântului transmis. Dacă vorbim de Radio Trinitas la nivel național, mă gândesc că putem vorbi și de Radio Trinitas la nivel internațional. Știu că în plan global există mai multe radiouri confesionale. Cum este Radio Trinitas între radiourile confesionale din planul acesta internațional? Ați adus în discuție un subiect foarte important pe care eu îl folosesc foarte mult în misiunea pe care o avem aici în spațiul românesc. Într-adevăr, Radioul Trinitas este membru din anul 2001 al Conferinței Europene a Radiourilor Creștine. Însumând aproximativ 600 de radiouri cuprinse în 54 de rețele din întreaga Europa, radiouri în mare parte ce aparțin de Biserica Romano-Catolică, dar radiouri care ne pot aduce nouă, celor din spațiul răsăritean, experiența pe care o avut-o ei în dialogul pe care îl au inițiat din anii 70, 60, 80 cu societatea secularizată de acolo. Experiența lor în difuzarea unei informații religioase într-o lume refractară la această informație este o experiență care pe noi ne ajută foarte mult, pentru că ei sunt într-un fel viitorul nostru. Se spune că spațiul estic este cu câțiva ani mai în urmă în principii, în concepții și în civilizație față de spațiul vestic sau occidental. Ne uităm peste gar la ei și vedem cam cum va fi societatea noastră, bine, în linii mari, peste câțiva ani. Așadar, din această experiență și din această conlucrare și dialog pe care îl avem cu radiourile creștine din Europa, am învățat foarte mult că nu trebuie să ne ferim, nu trebuie să fim lipsiți de curaj atunci când facem misiune. Pe de altă parte, am învățat că problemele sociale, problemele contemporane, provocările bioetice, economiei, politicii, la nivel de legislație, toate acestea îl interesează pe credincios, pentru că îl afectează pe credincios, dar în același timp
omul care ascultă un post de radio confesional dorește mult să afle poziția bisericii la aceste probleme. Cu alte cuvinte, o viziune creștină asupra lumii de astăzi se cere foarte mult. Din acest motiv, noi nu am fost un radio monahal. N-am încercat să difuzăm, după modelul grecesc, doar muzică și predică, ci am încercat să oferim o viziune a bisericii noastre asupra informației prezente în societatea noastră. Iar un alt lucru pe care l-am învățat din raporturile pe care le avem cu această conferință a radiourilor creștine este faptul că trebuie să conlucrăm și foarte mult cu oamenii pe tărâmul acesta filantropic, social. De multe ori radioul trebuie să se angajeze în unitatea și solidaritatea dintre persoane. Iar ei, cei din afară, au multe emisiuni în care prezintă cazuri sociale, sunt anumite postări pe site-urile lor în care încearcă să ofere o garanție asupra unui caz social și alți ascultători de radio să contribuie la rezolvarea acestui caz. Așadar, unitatea între oameni de diferite culturi, civilizații, vârste, stări sociale sau culturale, e una dintre prioritățile unui radio confesional. Pentru că vorbim de priorități, împliniți 15 ani, 15 ani de emoții, de bucurii, de probleme, de provocări, uneori și necazuri. Viața unui lucrător în mass media este plină de surprize, tot timpul este ceva nou, dar în același timp există un ritual, un fel de regulă pe care trebuie să o împlinești de zi cu zi. Cum ați defini, și trebuie să spun ascultătorilor că acest punct de discuție nu l-am avut în planul nostru inițial, este ceva nou, ceea ce vă întreb acum, așa cum stabilisem noi. Cum ați vedea jurnalistul creștin astăzi? Pentru că, iată, societatea promovează un alt tip de jurnalism. Spuneați mai devreme de faptul că presa este de regulă comercială, vrea să trăiască pe stârnirea unor trăiri, unor emoții, unor sentimente. Eu îndrăznesc să completez, spuneați că presa informează la ședințele care vă întâlniți cu CNA-ul. Eu cred că informează și deformează, de aceea trebuie să educăm noi presa confesională. Cum vedeți viața jurnalistului creștin? Aș începe definindu-l printr-un cuvânt care poate, se poate extinde și către canalul de comunicare pe care îl folosește. Autenticitate și sinceritate în mesaj. Mă refer aici în special la radio și specialiștii în științele comunicării vorbesc despre faptul că nu-l poți minți pe ascultătorul de radio. În vocea ta se simte câtă încredere ai tu în mesajul pe care tu îl transmiți. Trebuie să fii un om autentic ca să convingi. Până la urmă și în biserica noastră nu se face o diferențiere între viață și predică. Ceea ce mărturisești prin viața ta, poți mărturisi prin predica ta. Dar dacă nu mărturisești în viață, predica sau cuvântul nu are atât de mare valoare sau nu e un cuvânt care rodește. Pe de altă parte, jurnalistul creștin trebuie să știe că nu el este centrul. Trebuie să aibă acest duh al Sfântului Ioan Botezătorul de a-L prezenta lumii pe Hristos. Pentru că atunci când vrem noi să epatăm, vrem noi să fim atunci biserica mesajului Hristos, Evanghelia, se dau în spatele nostru. Din acest motiv, în presa bisericească, vedetele se nasc foarte greu sau
vedetele nu prea există, nu prea există. Dar nici în radio nu există vedete. Nu știu cât împărtășiți această idee, însă m-am gândit de-a lungul timpului că față de televiziune, care naște o vedetă în câteva luni și poate tot în câteva luni și dispare, la radio foarte greu se construiește un nume important, un nume care să rămână în istorie. Ne aducem aminte de marile nume ale radioului public, dar după 30-40 de ani de muncă, pe care 30-40 de ani de investiție a celor persoane în misiunea lor. Nu știu dacă Radio Dobrogea, de exemplu, creează vedete. Noi nu avem vedete pentru că noi nu ne propunem treaba aceasta. Noi ne propunem să îl prezentăm lui pe Hristos, e drept, prin misiunea noastră, a celor ce lucrăm ca și dumneavoastră la Radio Trinitas. Și e bine, eu zic că e bine așa, pentru că ne păstrează într-o smerenie, ne scutește de o ispită inutilă, aceea de a vrea noi să fim în centru atenției, cum spuneați mai devreme. E bine să fie Hristos în centru atenției, chiar dacă este, sigur, ca și preotul când predică. Preotul când predică este el cel văzut, este el cel cunoscut de oameni, dar prin preot trebuie să se vadă Hristos, mai puțin persoana preotului. 15 ani, spuneam, Radio Trinitas și alături de noi domnul Ciprian Olinici, consilier patriarhan, director general Radio Trinitas. Pe viitor, ce surprize, ce perspective pregătiți ascultătorilor Radio Trinitas? Acum, nu o să dezvălui toate surprizele pe care le pregătim. Fiecare radio are o bucătărie internă, se gândește o grămadă de programe nouă, însă ceea ce doresc foarte mult în timpul viitor al radioului este de a sonda vocile ascultătorilor, de a vedea care sunt întrebările lor, care sunt preocupările lor. De multe ori avem tendința noi în biserică să dăm răspunsuri la întrebări nespuse sau la întrebări pe care noi le inventăm. Avem o emisiune în dialog cu ascultători, așa cum aveți și dumneavoastră, miercurea și vinerea. Când și este la dumneavoastră? Când este la dumneavoastră? La noi este în fiecare luni de la ora 21:30 la ora 23, în spațiul de seară. Și acolo primim prin SMS, prin mail, prin linie telefonică directă, diverse întrebări și încercăm să vedem care sunt nelămuririle, întrebările oamenilor care ne ascultă. Este un deficit de cateheză foarte mare în Biserica Ortodoxă Română, în Patriarhia Română, cauzat în primul rând de lipsa religiei din școală în anii de dinainte de 1989. Și atunci multe dintre întrebări sunt întrebări practice, ce țin de practica liturgică sau de practica doctrinară a bisericii noastre. Sunt întrebări simple, însă esențiale pentru un credincios. Și pe baza acestor întrebări dorim să construim tematica emisiunilor noastre religioase. E un demers pe care l-am început acum un an și care e în fază de elaborare. Vrem să fim alături de oameni, alături de nevoile lor, de problemele lor concrete. Până la urmă, rațiunea existenței noastre, rațiunea misiunii noastre și tot efortul pe care îl depunem este susținut, este încurajat și are ca destinație ascultătorul. Vă mulțumesc mult pentru faptul că astăzi, fiind o zi aniversară, v-ați făcut timp să veniți și la noi la Radio Dobrogea, pentru că știu că întotdeauna viața unui director de radio, mai ales în momente din aceste aniversare, este extrem de stufoasă. Toată lumea vrea câte ceva, trebuie să încerc să-i mulțumești pe toți. Activitatea este mare, mai ales la Radio Trinitas. Nu v-am întrebat la ora actuală ce personal aveți, dar bănuiesc că sunt foarte mulți colegii dumneavoastră. La ora actuală avem 4 studiouri în țară, pe lângă studioul de la București. Avem studioul istoric de la Iași, care a început în 98. Din 2008 avem un studio la Craiova, în Oltenia, iar din 2009 un studio în Transilvania, la Sibiu. Este o echipă mare în toate aceste studiouri, aproximativ 40 de persoane angajate pe parte editorială și 20 de persoane pe parte tehnică, pentru că pe lângă aceste
programe pe care trebuie să le susținem. Avem și 47 de frecvențe în țară care trebuie întreținute. Nu totdeauna tehnica este prietenă și știți bine cât de des da. Se uzează aceste aparaturi. Ne ajută până ne lasă, cam așa vine. Eu vă mulțumesc foarte mult și avem un obicei aici pe finalul fiecărui interviu să adresați acum ceea ce considerați dumneavoastră către ascultătorii Radio Dobrogea, un cuvânt de încheiere, un îndemn, un, eu știu, orice, ceva pentru ascultători. Aș vrea să îi îndemn să fie alături de noi, alături de Radio Dobrogea, alături de Radio Trinitas, alături de radiouri care au responsabilitatea mesajului pe care îl transmit, nu au un scop anume în cuvântul pe care îl adresează, ci principalul lor scop este mântuirea și binele celor care sunt fideli ascultători ai noștri. Așadar, și peste ani vom rămâne aceiași. Poate mediul audiovizual din România se va schimba radical peste 5-6 ani, însă vom rămâne cu aceeași identitate. Și e foarte bine să fii alături de noi, fideli nouă, pentru că și noi cu siguranță vom fi fideli lor. Eu, în încheiere, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult, Părinte Director, pentru faptul că v-ați făcut timp în grila dumneavoastră și ați promovat acest moment important pentru Radio Trinitas. Mulțumesc mult și în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop Teodosie, care ne-a trimis un mesaj în această dimineață de felicitare. Mulțumim mult pentru toată misiunea pe care o faceți cu multă fidelitate față de biserică și cu multă responsabilitate și mulțumim mult pentru prietenia atât personală cât și instituțională față de Patriarhia Română și radioul ei. Și noi vă mulțumim în mod personal, mulțumim prea fericitului Părinte Patriarh Daniel pentru că a fost un deschizător de drumuri și a pus la punct o întreagă instituție mediatică a bisericii. Vă mulțumesc în numele ascultătorilor Radio Dobrogea pentru emisiunile pe care ni le furnizați nouă aici la Radio Dobrogea ca să difuzăm mai departe din mesajul Radio Trinitas. Vă așteptăm cu drag și voie bună, cum se spune, să poposiți și pe unde hercțiene aici la noi în județul Constanța și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Noi vom mai continua dialogul, sigur, cum spuneți dumneavoastră, așa, în afara spațiului radiofonic, pentru că așa este frumos, cum zice Scriptura, bine este să locuiască frații împreună. Toate cele bune, spor la treabă. Mulțumesc mult, să rămână, Părinte. Doamne ajută și să ne auzim cu bine. A fost alături de noi astăzi la Cuvântul Dobrogean domnul Ciprian Olinici, consilier patriarhal și director general al postului de Radio Trinitas. Părintele Eugen Tănăsescu vă mulțumește pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Era zi de dialog, dar sper că dialogul a fost mult mai interesant pentru dumneavoastră, pentru că este un moment important. Să știți că zi de zi, ceas de ceas, să asiguri această emisie radiofonică pentru credincioșii din România, pentru credincioșii din Constanța. Este, până la urmă, un efort. 15 ani poate părea puțin de emisie Radio Trinitas, dar plecând de la o idee și ajungând la ceea ce este astăzi Radio Trinitas, eu cred că este un lucru foarte important pentru România. Putem adăuga și celelalte componente mediatice. Sigur, întotdeauna au fost voci pro, au fost voci contra. Dezbaterile, dacă duc la idei bune, pot fi constructive. Dacă duc la dezbinare, n-au niciun rost. Eu mă bucur personal pentru că există Radio Trinitas și această voce în România, unde credincioșii, și nu numai credincioșii, ascultătorii de radio pot simți un alt duh, într-adevăr. Se poate face simplu diferența. Căutați orice alt radio, ascultați-l o perioadă, vedeți ce duh vă inspiră și apoi reveniți la Radio Trinitas sau la oricare din radiourile pe care le-a menționat și domnul Ciprian Olinici din Patriarhia Română, dar în special Radio Trinitas, care este un radio al Patriarhiei și care este, să zicem așa, radioul oficial al Patriarhiei Române. Mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Ne reauzim cu drag la dialog vineri, dacă treburile și dacă programul ne va permite, cu sănătate, cu bucurie. Până atunci, toate cele bune, Doamne ajută!